spuneam. Ne-am întors din vacanță cu un subiect extrem de interesant pentru viitoarele mămici. Vorbim despre naștere, vorbim despre cezariană și vorbim despre testele pe care le pot face părinții împreună cu echipa medicală pentru viitorii bebeluși încă din stadiul intrauterin pentru a afla la ce boli genetice pot fi expuși. Și pentru aceasta am venit din nou în cabinetul doamnei dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar ginecolog, care are la activ, trebuie să reamintim celor care ne privesc, numeroși copii, câteva sute, dacă nu chiar mii de-a lungul timpului, care face și fertilizări in vitro și care este unul dintre experții români care ne poate oferi cele mai bune detalii și cele mai bune informații în ceea ce privește nașterea, cezariana și, cum spuneam, testele genetice disponibile la ora actuală și pe piața românească pentru cuplurile care își doresc copii și, în legătură, și care au, să spunem, suspiciuni în privința unor boli pe care le pot moși din familie sau care pot apărea în timpul sarcinii. Bună, Ruxandra! Din ce am observat eu, mămicile se întorc la nașterea naturală. După ce o perioadă, cam toată lumea năștea prin cezariană, aud acum tot mai multe voci care susțin și chiar vor să nască natural. Și știu că voi, doctorii, chiar pentru asta pledați, orice ar fi. Eu mă bucur foarte mult că femeile au înțeles că cezariana se rezervă doar cazurilor care au o problemă și nu pot, de fapt, să nască natural în condiții bune. Și de aceea ar trebui ca toate femeile să pornească în luna a doua de sarcină cu o idee că trebuie să nască natural, că Dumnezeu așa ne-a alcătuit și că aceasta e calea cea mai bună pentru ea și bebe. Dacă nu, nu o să putem să naștem din motive medicale, că bebelușul e prea mare, că este într-o poziție neprielnică nașterii, că femeia are o boală asociată care nu permite să nască, atunci sigur o vom opera și totul va decurge în siguranță pentru amândoi. Dar nu trebuie să vină din trimestrul întâi, eu m-am gândit, mie mi-e frică de naștere și vreau să mă operați. Acum avem anestezie epidurală care le oprește orice durere, deci ele practic au un travaliu de 6-8 ore fără să simtă nimic. Sunt dureri mici, moderate la naștere în expoziție jumătate de oră. Și oricum apare un hormon în timpul nașterii care dă uitarea, deci el o să uită aceste dureri, de aceea și mamele noastre, care aveau dureri foarte mari, își doreau al doilea copil, pentru că se uită această trauma durerii din cauza unei sinteze de ocitocină, un hormon special. Sunt multe beneficii ale nașterii naturale. Poți să le treci așa puțin în revistă, dincolo de, să spunem, operația care poate fi, mă rog, recuperarea mai grea, traumatizantă, plus pentru echipa medicală este o provocare, o naștere prin cezariană, care este o operație în toată regula. Care ar fi beneficiile, pentru, în primul rând, pentru mamă și pentru copil, dar și pentru, să spunem așa, viitorii copilași care vor fi luați în urmărire de medici ulterior, de neonatologi? Avantajele nașterii naturale, în primul rând, sunt pentru bebeluș. El dă ceasul nașterii, deci copilul spune când se declanșează travaliul, sunt hormoni pe care îi secretă el și nu mama. Deci ceasul nașterii e dat de bebe și atunci înseamnă că el este pregătit ca să respire extrauterin. De aceea, nașterea naturală se desăvârșește atunci când copilul vrea și e practic matur, este copt, cum spun eu, și este pregătit să iasă. O cezariană, în general, e la rece, o programăm noi. În ultima săptămână de sarcină, femeia este cu suferință subiectivă pentru că s-a îngrășat mult, o doare spatele, se mișcă greu, are edeme la picioare și dorește să termine cu sarcina și să nască. Dar nașterea naturală, în general, apare numai când bebelușul este pregătit. Deci primul efect pozitiv e asupra fătului. Al doilea ar fi că nașterea naturală și expulzia copilului prin oasele bazinului îl pregătește să respire, elimină acel lichid pe care îl au și îi desfac plămânii, ca să spun așa, îi stimulează, deci, o sinteză de surfactant care desfac alveolele și poate ca să respire. Deci iese din mediul intrauterin lichid, în care stă lichidul amniotic, în cele extrauterin aerian, printr-o cale care este fiziologică. Așa ne-am alcătuit noi ca specie să ieșim în lumea aceasta, nu prin abdomen.
Al treilea ar fi că mamele se refac foarte repede, pot să meargă imediat la bebe, alăptează imediat, se mișcă la 2 ore. Un alt fapt important este că lactația apare mai repede la câteva ore față de o cezariană la 12-24 de ore. Cam asta ar fi în mare efectele pozitive. Totuși spuneai că sunt și situații când cezariana se impune și există argumente medicale pentru a o recomanda. Care ar fi acestea? Ce presupune la ora aceasta o cezariană făcută corect din punct de vedere medical? O cezariană la rece în România se face în momentul de față dacă se află fătul în prezentație pelviană, adică e cu piciorușele înainte și nu cu capul. În alte țări se tentează naștere naturală și în acest caz. Noi când eram tineri nășteam, asistam în pelviană foarte mult și am chiar copii de 4.000 de grame cu nota 10 născuți în pelviană, știu și cum le cheamă pe cele 3 doamne, dar acum în ghidul de practică se recomandă să le operăm de la început fără a intra în travaliu. Altă indicație ar fi când este o cezariană mai recentă de 2 ani, efectuată în trecutul femeii. În alte țări se tentează naștere naturală după 2 ani de la o cezariană, dacă femeia vrea, și în proporție de 80% se reușește și nu se ajunge la a doua operație. Dar în România femeile sunt destul de rezervate asupra acestui subiect și vor, dacă au o cezariană, să meargă și la al doilea copil tot pe această cale. Există risc pentru uterin de ruperea? Deci este un risc de ruptură uterină, dar e foarte mic, e 1-2%. În Canada, în Statele Unite, în Franța, se naște natural după o cezariană și după un an. Se controlează într-un anumit mod travaliul. Dar eu am asistat doamne care au dorit acest lucru, una chiar după 2 cezariene, de se poate, dar e foarte greu să le convingem și atunci mai bine ascultăm de opinia pacientului. Există și alte situații în care tu recurgi la cezariană pentru pacientele tale? Sunt multe cazuri în care în travaliu ceva nu merge bine, apar o suferință fetală, deci fătul nu mai este bine intrauterin, deci inimioara îi bate prea rar și se cheamă că este suferință fetală și atunci îl scoatem pentru că deja e un mediu ostil. Când se decolează placenta, când sângerează, când colul uterin nu se dilată în mod corect, sunt multe cauze medicale, dar care apar în travaliu și merită ca doamna să încerce un travaliu. O altă cauză care impune de la început o cezariană este când fătul e foarte mare și doamna este cu un bazin îngustat și atunci este clar că n-o să treacă pe acolo un copil atât de cu dimensiuni mari și atunci o evităm să mai intre în travaliu și operăm de la început. În cazul bebelușilor obținut prin fertilizare in vitro, cum procedezi? În general, femeile care ajung la IVF au o vârstă mai mare și uterele lor sunt mai nu se destind ușor, da? Sunt fibroase, sunt neelastice și atunci recurgem cam de la început la cezariană. Noi spunem că fețelor sunt prețioși și, de fapt, orice făt este prețios, nu e doar cel obținut printr-o inseminare, dar, în general, evităm să avem orice fel de surpriză, de suferință sau altceva. Gemeni se nasc în naștere naturală sau și acolo e mai dificil? Se nasc gemeni, în general, la fel, femeile nu vor să-și asume acest risc. Uneori vin în travaliu avansat și atunci naștem și gemelarea pe cale naturală nu este o contraindicație. Există anumite criterii pe care ar trebui să le ia în vedere o viitoare mămică atunci când rămâne însărcinată pentru ca organismul ei să fie pregătit pentru o naștere naturală? Și aici mă refer la o condiție fizică bună, mă refer la o dietă echilibrată, mă refer la renunțarea la fumat. Toate aceste, să zic, condiții creează terenul perfect pentru o naștere naturală fără probleme? Nu are legătură neapărat, dar o mămică ar trebui să nu fumeze deloc în timpul sarcinii, deloc și când alăptează. Ea poate să facă sport și asta ajută mult să poată să nască natural, să nuate, să meargă mult pe jos și să nu ia în greutate mai mult de 11 kg, hai 12. Cam asta ar trebui. Sunt în continuare femei care se îngrașă excesiv în sarcină, o
lucrurile astea se pun pe seama exceselor alimentare sau există și pur și simplu anumite situații care duc la o greutate peste normal în sarcină? În general, femeile fac edeme, se umflă cu apă, este o retenție de apă și este normală în sarcină și unele nu mănâncă foarte mult, dar au un exces ponderal de 20-24 de kilograme. Pe ele le investigăm pentru anumite boli care se asociază cu acest exces ponderal, cum e diabetul de sarcină și preeclampsia, deci tensiunea mare în sarcina mamei care afectează și fătul și mama. În general le sfătuim ce să mănânce, le întrebăm în fiecare lună ce exces au luat și dacă e foarte mare le trecem pe un regim așa în ghilimele, fără paste, cartofi, orez, pâine, banane, struguri și așa, mai mult carne, legume și apă plată. Deci cumva greutatea excesivă poate perturba o sarcină, o naștere naturală și poate îngreuna efortul mamei de a aduce pe lume bebeluș. De a expulza, da, le împiedică în expulzie în special, pentru că uterul este greu de ajutat printr-o presă abdominală, sunt grase, au un strat adipos mare pe abdomen și atunci nu mai își controlează bine ce e sub acest strat ca să preseze uterul. În ceea ce privește bebelușii care dau semne că vor să vină pe lume mai repede, cum se procedează? Mai există și acum un număr de prematuri la fel de mare ca în anii trecuți? Pentru că nașterile premature rămân totuși o realitate. Avem un număr mare de nașteri premature în România. În schimb, este bine ca doamnele să știe că este o conduită nouă, în sensul că dacă s-a rupt apa la 29 de săptămâni sau la 30 și ea nu are dureri, o păstrăm cu bebele intrauterin, îi maturăm fătul printr-un niște medicamente și astfel ea poate aștepta o săptămână, două, trei. Nu e risc de a se infecta, că urmărim acest aspect foarte atent și astfel fătul stă în utero și se mai maturează chiar dacă nu mai are atât lichid. El își secretă un alt lichid prin membranele amniotice și astfel nu va rămâne pe uscat, cum spuneau înainte femeile: eu nu mai am lichid, copilul e pe uscat. Nu, se produce un alt lichid, este un turnover tot timpul prin pierdere și resorpție și producție și astfel fătul se maturizează și când iese, este risc mai mic de o detresă respiratorie. Deci poate ca să respire și este mai pregătit ca să trăiască și extrauterin. Acest lucru este posibil datorită medicației de ultimă generație sau și a aparaturii? Cum reușiți acest lucru? Pentru că pe vremuri știm cu toții că stăteau în incubator foarte mult, aveau probleme respiratorii, oculare, problemele prematurilor. Acum, prin această maturare intrauterină și prin administrarea de surfactant în prima zi de postnatală, s-a ameliorat această problemă. E producția de surfactant, se face în alveole începând cu 34 de săptămâni de sarcină, de aceea un bebe de 32 de săptămâni nu l-a produs încă în plămâni și astfel se dau printr-un aparat în plămâni acest medicament, ca să-i spun așa, e ca un... Nu, în momentul în care a ieșit, este o procedură de a-l ajuta ca să respire și ca plămânii lui să îi se deschidă și să poată să aibă schimb în alveole, între gaze. Trebuie înainte să spunem celor care ne privesc că surfactantul este acea substanță... Este substanță pe care o avem în plămâni toți și ajută să ne ventilăm. E ca un gel care ne căptușește plămânul pe dinăuntru. Și intrauterin începe la 34 de săptămâni și astfel un bebe care se naște și în cantități mici, este ideal e la 36-37 să iasă că este maturizat. Dar la 32, la 29 de săptămâni nu-l are și atunci plămânii sunt lipiți, scolabați și de-aia e nevoie de acest medicament să-l administrăm în prima zi. Pe vremuri, acum 20 de ani, când am început eu să lucrez, nu se inventase încă. Și astfel a fost o problemă mare și sechele foarte multe la acești copii prematuri. Care primeau oxigen și din cauza oxigen, dar care nu ajungea în celule, nu putea fi folosit. Se introducea cu presiune mare în ideea de a desface alveolele, dar scopul era... Deci medicația actuală reușește cumva să... e o replică a condițiilor naturale de... Da.
așa, inițierea respirației. Da, îl ajutăm să funcționeze ca un bebe de 35 de săptămâni la sub 32, ca să spun așa, prin medicație. Și stau și mai puțin în spital datorită acestor, adică cresc mai repede, ajung la termen mult mai bine decât pe vremuri copilașii născuți prematuri? Ajung mai bine și nu au sechele, pentru că sechelele înainte apăreau prin faptul că nu se oxigenau bine și atunci aveau o suferință în toate organele cu vase mici, cu capilarele care aduceau acolo sânge, la retină, la rinichi, la neurologic, în creier, aveau o problemă mare și aveau sechele, nu vedeau, nu auzeau, nu mergeau, ca să spun așa mai simplu. Acum sunt cu mult mai bine recuperați și numărul de sechelari este sub 10%, cred. În spitalele mari, în București, care este de gradul 3. Repet, nouă ne vin prematuri din mai multe orașe și părți ale țării cu țintă, pentru că este un risc de naștere prematură și femeia vine ca să nască la noi în spital. Okay. Acum să abordăm și subiectul teste genetice, pentru că și aici este ultimii ani, trebuie să spunem că și știm asta, au adus progrese remarcabile, dacă acum 20 de ani când începeam noi. Voi practica noi emisiunile medicale, vorbeam doar de sindromul Down și acum vorbim deja de lucruri mult mai elaborate, din câte știu eu, chiar în primele săptămâni de sarcină. Spune-ne așa un pic, fă un mic istoric așa al testelor genetice și al utilităților. Ce merită cu adevărat făcut și când trebuie făcut? Pentru că știu că există și extrema cealaltă, multe dintre teste nu sunt neapărat, să spun așa, 100% relevante și părinții se pot speria inutil. În momentul în care am început eu medicii să practic ca medic, am aflat, se afla în luna 7-a ce sex are fătul, cu o aproximare de 50%, nu prea știam ce sex au feții atunci. Acum știm în săptămâna 10 de sarcină cu acuratețe de 99% ce sex are embrionul care va deveni făt și apoi un nou născut. Am trecut de la acea fază la stadiul de teste B-test, dublu test, triplu test, quadruplu test, care au o rată de acuratețe de 40-45%, deci o marjă mare de eroare cu teste fals pozitive, adică-i testul cu risc, se face amniocenteză, dar fătul e sănătos, dar mama e foarte speriată și a plătit și bani pe o manevră care nu se justifica. Sau fals negative, când nu vede că e o anomalie, spune că totul e bine și fătul e cu defect genetic. În etapa actuală am progresat de la acele, repet, deci analize mai puțin acurat, cu mai mică acuratețe, la amniocenteză și CVS, unde prelevăm lichid din lichidul amniotic sau celule de pe placentă și facem test genetic al fătului. Se face la 12 săptămâni CVS, un test din placentă, sau la 16 de la lichidul amniotic amniocenteză. Acestea două vor testa celulele fătului din punct de vedere genetic. E cum ne-am luat noi sânge și am face un cariotip, dar îl testăm chiar pe el, nu cum e la ecografie, un test indirect. Anumite semne ne sugerează că fătul este bolnav. Aici este acuratețea, e 99%. Și acum avem din săptămâna 10, se poate lua sânge de la mamă, se separă celulele embrionare de cele ale mamei și se face acest test genetic foarte devreme, precoce spunem noi, în săptămâna 10. Acuratețea e 97%, e foarte mare. Și dacă e cu probleme și apare o anomalie, se face amniocenteză ca să confirmăm și să ajungem la 99%. Nu vom elimina un făt doar pe o suspiciune relativă. De multe ori sunt erori. Nu de multe ori, că la 97 cu 99 e practic e similar. Dar așa se face protocolul de practică. Deci, repet, în momentul ăsta am ajuns de la a afla în luna 7-a ce sex e fătul cu o marjă mare de eroare prin ecografele vechi și neperformante, la a afla în luna 2-a de sarcină totul despre făt din punct de vedere genetic, când încă nu este făt, ci este embrion.
Toate acestea sunt recomandate în anumite situații sau le poate face oricine care vrea să, nu știu, o mămică mai stresată și ar vrea să afle cu și mai mare precizie că bebelușul este sănătos? Voi când le recomandați? Ce spun ghidurile de practică și ce pot face pacienții care își pot permite să le plătească chiar dacă nu sunt, să spunem, recomandări ferme medicale? În ghidurile de practică se indică ca la doamnele de peste de 30 de ani să recomandăm Bites dublu test, nu mai mult. La cele de peste 35 de ani să facem un test genetic de sânge sau amniocenteză CVS. Și în schimb, femeile își aleg ele, noi explicăm aceste metode, spunem nu aveți indicație de test genetic la 32 de ani, este un risc foarte mic de sindrom Down sau Edward sau altceva, dar dacă îl doriți, noi îl facem, recomandăm, pentru că în general află de la vecină sau de pe net că există și după aia întreabă de ce nu mi-ați recomandat și mie că eu îmi doream. Și atunci spunem și femeia își alege, pentru că în general nu s-a acoperit de casa de asigurări, își plătesc femeile și este opțiunea lor. Dar în momentul în care există boli genetice în familie și sarcinile și repetate în istoric, atunci care este recomandat? În general, femeile cu avorturi dese spontane, cu boală abortivă sau cu boli genetice vin la să le facem in vitro și preferă ca să testăm embrionii înainte de a implanta, pentru că un avort, pentru că fătul este bolnav, e o mare traumă psihică și ele aleg să facă această selecție embrionară înainte de a implanta embrionul în uter. Ea este, această selecție embrionară este chiar recomandată sau o poate face oricine? Pentru că acum, din câte știu eu, totuși fiind atât de elaborate testele, tu cumva poți să alegi, dacă ai 5 embrioni buni, să-ți implantezi 2 care sunt cei mai sănătoși. Există și astfel de teste? Da, da, avem un test unde le evaluăm complet și astfel știm înainte de a-l transfera că nu poartă o boală. Pentru că ar fi chiar îngrozitor să facă in vitro, să ajungem să naștem și să aibă un defect copilul. Deci investigațiile sunt totale și este 100% că va fi perfect sănătos. În privința sindromului Down, lucrurile, abordarea s-a schimbat în ultimii ani. Multe mămici aleg să păstreze feții chiar și cu sindrom Down. Care este viziunea ta în această privință? Eu întotdeauna spun în trimestrul întâi, în luna a doua, că avem aceste teste, dar că dacă își asumă acest risc, nu merită să le achite și să avem manevre invazive sau scumpe, pentru că oricum noi păstrăm copilul. Și am doamne care au refuzat bitestul sau au avut un bitest cu risc și au refuzat să facem amniocenteză pentru că au spus că oricum păstrează și cu copil și un făt cu sindrom Down. Și este opțiunea lor și este normală. Și noi ne pliem întotdeauna, explicăm părinților ce se poate întâmpla și în ce scop facem un anumit test. Pentru că totul este să fim sănătoși și să avem opțiunile noastre corecte. Nu? Nu înțeleg. Deci cumva este alegerea familiei în momentul în care... Și că vor acest test, oricare ar fi el, pentru că scopul lui este de fapt să aflăm că are sau nu o boală genetică. Dacă ne-o asumăm oricum, nu mai merită să le facă, că este un cost inutil. Există și afecțiuni care se pot depista intrauterin și asupra cărora părinții pot fi avizat că fie se rezolvă intrauterin, fie post-naștere. Au și aceste teste importanță în această, și din această perspectivă? În general sunt malformațiile de cord sau renale pe care le vedem la ecografie, la morfologia 4D, în trimestrul al doilea sau al treilea. Am operat acum o săptămână o doamnă cu transpoziție de vase mari, o malformație la inimă, și a înțeles că trebuie să fie operat într-o lună, două, fătul fără, deci nu trebuie imediat după operație, este bine. Doamna a fost informată, a citit, a mers la un chirurg care îl va opera pe bebeluș și acum așteptăm ca să decide acel medic când este mai corect, nu este specializarea mea și nu știu să spun, dar e bine că doamna a fost avizată și am descoperit-o în timpul sarcinii.
Aceasta și datorită totuși tehnologiei mult mai rafinate în ceea ce privește vizualizarea și bănuiesc că și interpretarea cumva vă ajută foarte mult, adică și ecografele, nu mai... Cum spun eu că deci inginerii ne-au ajutat să depistăm aceste boli de fapt, pentru că aceste aparate și cu care operăm și cu care vedem fătul sunt toate o creație inginerească, nu medicală. Acum să ne întoarcem puțin la începutul discuției și să vorbim despre acele, să spunem, tot trenduri, dar multe contestate din punct de vedere medical, legat de nașterea la domiciliu, legat de asistarea mamei în afara unui spațiu medical acreditat pentru a monitoriza și a conduce nașterea. Ce ar trebui să știe mamele care vor să facă acest lucru și care ar fi riscurile pentru mamă și pentru bebeluș? Ar trebui ca să știe că România nu e pregătită să se întâmple acest lucru, nicio casă, indiferent că este în București, într-un cartier de lux sau într-un sat de oriunde. Este vorba de drumul până la spital, este vorba de alți factori, indiferent că îi vine o asistentă, un doctor cu câmp operator, cu totul steril, cu totul să urmărim fătul bine, casa asta putem face. Din momentul în care noi plecăm de acolo înspre un spital să fie operat într-un sfert de oră, pentru că a sângerat, că are decolare de placentă, că e risc de moarte fetală sau ea pătește ceva mama, noi nu ajungem în niciun spital repede pentru că nu avem drumuri, nu avem cum să o ducem din București, dintr-un cartier la o maternitate, dar dintr-un oraș periferic. De aceea România, eu consider că nu e pregătită acum să aibă nașterea acasă asistată chiar medical din aceste motive. În afară este... Nu ai cum, da, exact. Da, o depistezi, știi că îi trebuie operație, dar nu ai cum să ajungi în spital la traficul nostru pe care îl vedem în fiecare zi. În Olanda, unde se practică absolut la scară foarte largă, e țara cu cel mai mare număr de nașteri la domiciliu, știm toți cum este țara lor, e cu puțină populație, e cu drumuri cu legături clare și știu sigur ce se întâmplă, pașii pe care să-i facă ca femeia aceea să ajungă repede la spital. Și spitalele sunt pregătite pentru astfel de intervenții. Bă, și la noi ar fi, că să intre o cezareană, când vine o salvare, în 10 minute-i fătul scos. Deci avem un protocol de a urca, de a ajunge, noi știm cum să ne spălăm, să punem câmpul și totul este minim ca timp. Dar ajunsul în spital, în camera de gardă, e foarte dificil. De aceea, asta e problema, după părerea mea, bineînțeles. Este infrastructura orașelor, a drumurilor, nu a spitalului sau a doctorului care vine acasă. Acela își dă seama că îi trebuie operație. Este ok. Stăm, e ca și cum ar sta în spital, în sala de travaliu, e o suferință, e o decolare în sală. Dar timpii aceștia trebuie să fie un sfert de oră. Deci altfel este risc major pentru făt, în special. Deci pentru mamă este sângerare, poate fi să intre în șoc, sunt multe probleme ar putea fi, dar fătul este esențial în momentele acelea și orice minut contează, pentru că el stă acolo într-un mediu ostil, adică într-un mediu care nu-i face bine și cu cât stă mai mult adaptarea și cu recuperarea după aceea este mai dificilă și mai lungă. Înțeleg, deci practic nicio echipă medicală, să spunem, responsabilă nu își va asuma aceste riscuri în condiții în care nu poate ajunge în timp real în timp util la spital. O ultimă întrebare, în practica ta, cam care este vârsta la care femeile fac copii? Ai început să... Știm cu toții că natalitatea în România nu este punctul nostru forte, ba dimpotrivă, este în scădere și că femeile aleg să nască, cum vorbeam data trecută, tot mai târziu, sarcinile sunt tot mai dificile din cauza condițiilor pe care nu le mai îndeplinești după o anumită vârstă. Ce ai observat între 20 și 30 de ani? Există în continuare femei care își doresc copii și care aduc pe lume copii în condiții foarte, foarte bune? În ultimii 3-4 ani au început să dorească mai mult să nască între 20 și 30 de ani. Așa simt eu din practica mea, o persoană doar nu înseamnă statistică, dar e mai bine ca acum 10 ani. Deci am impresia că femeile au înțeles că fiecare lucru se face la vârsta lui,
așa cum dăm bacalaureatul la 18 ani și intrăm în menopauză la 50, nu o să facem copii la 16 ani sau la 48. Și că este un timp pentru fiecare lucru, activitate, ca să spun așa, și au început să nască mai devreme, să-și caute zona de fertilitate, să vadă că pot să fac un copil, să se gândească la această perioadă a vieții lor, care în fapt e cea mai frumoasă, cea de mamă și de pregătirea sarcinii. Dar ca să încheiem și mai optimism, citeam la tine zile trecute pe Facebook de o mămică la 62 de ani. Da, avem o sarcină la 62 de ani, cu ovule donate, este o doamnă care este medic și dânsă, așteptăm să îi vedem embrionul că merge mai departe. Oricum mai are embrioni în banca noastră și putem să repetăm un transfer, dar ne-am bucurat mult că după 10 ani de menopauză am putut să reușim să se nideze embrion. Luxandra, îți mulțumim frumos și îți dorim succes și poate, nu știu, vom fi și martorii acestui eveniment. Când o să nască, doamne. Mulțumim frumos. Mulțumesc.